Plecat acum 6 ani în România să predea în Statele Unite ale Americii, Suzy Manuela Praj a intrat în cursa pentru a obține titlul de profesorul american favorit. Totodată, Praj își dorește ca numele școlii românești să se audă și peste hotare, iar toată munca ei și a elevilor români să fie recunoscută la nivel mondial. Însă pentru a putea ajunge în finală, Manuela Praj are nevoie de voturile noastre. După ce a părăsit în urmă cu 6 ani România și a plecat să predea în Statele Unite, una dintre cele mai cunoscute profesoare de matematică din Mehedinți este în aceste zile în cursa pentru distinția America's Favorite Teacher, în traducere profesorul american favorit, o competiție la care câștigătorul se decide pe baza voturilor acordate. Se merge pe voturi libere sau voturi prin donații. Sigur că nu pot concura cu voturile prin donații cu familiile americane care și prietenii americani care adună, înțeleg, depune o sumă de $50 sau de $100 și automat primesc 100 de voturi sau 200 de voturi, dar am ajuns aici prin votul nostru liber pe Facebook, pentru că există această posibilitate. Și cred că putem merge mai departe, dar la acest nivel am nevoie de sprijinul dumneavoastră al tuturor, pentru că sunt încă pe locul 6 și locurile, situația este dinamică, este greu să urcăm pe locul 1. Câștigătorul competiției va primi un premiu de $25.000. În cazul în care va fi desemnată câștigătoare, Manuela Praja a anunțat că va investi premiul în ridicarea scorurilor matematice ale elevilor săi de la școala la care predă în districtul Mobile din Alabama. Dacă sunteți pe pagina mea și vedeți link-ul, tot ce trebuie să faceți este să dați click dreapta pe această poză și pe acest link. O nouă pagină se va deschide și vedeți în dreapta, pe mijloc, un buton roșu pe care scrie Vote. Deci, again, click dreapta pe vote, aici alegeți varianta free cu one vote. Manuela Praja este unul dintre cei mai cunoscuți și valoroși dascăli din Mehedinți, un profesor care a format zeci de generații la Colegiul Național Traian din Drobeta-Turnul Severin, elevi care au ajuns la universități de prestigiu din lume, între care și Harvard. De altfel, Manuela Praja a fost nominalizată în anul 2016 la Global Teacher Prize, un Nobel al educației, fiind selectată între primii 50 de dascăl de prestigiu din întreaga lume, aleși dintre mii de participanți din peste 128 de țări.